Dacă vrei să iei un loc, cred că trebuie să te uiți bine pe unde te pui, că, ia uite, avem scaunele super murdare. Scaune murdare, perdele rupte, prize nefuncționale, toalete în care miroase urât și care au robinete ruginite. Așa arată trenurile CFR. Vara, cel puțin, fără aer condiționat sau murdar pe jos. Spre exemplu, acum când am plecat, era foarte frig. CFR folosește astăzi peste 850 de vagoane din cele peste 2200 pe care le deține. De ce? Pentru că restul sunt mult prea vechi. La fel se întâmplă și în cazul locomotivelor. Are peste 1200 de locomotive, dar toate au durata de viață expirată. O soluție ar fi fost cumpărarea de garnituri noi. Cabinetul Cioloș a înființat în urmă cu 3 ani Autoritatea de Reformă Feroviară, al cărei scop era tocmai acesta. Asta deși CFR își putea cumpăra sau închiria singură trenuri. Am încercat să-l contactăm telefonic pe directorul autorității, care este remunerat la nivelul unui secretar de stat, cu 15.000 de lei lunar. Alexandru Vlădescu, sunt de la Antena 3, vă deranjez. Alo. M-auziți? Alo. Eu vă aud foarte bine, m-auziți? Alo. M-auziți? Îi cerem explicații consilierului său pe comunicare. Autoritatea în 2017 avea început operaționalizarea ei și... Păi și-au trecut 3 ani de atunci. Da, au trecut 3 ani. Păi și în 3 ani n-a cumpărat nici măcar un vagon, nu mai spunem că n-a cumpărat un tren nou. Bun, și dumneavoastră ce propuneți în cazul ăsta? Avea de făcut acel caiet de sarcini pentru achiziționare de material uran. Suntem în anul 2020 și vedem că nu s-a achiziționat niciun vagon. Deși n-a produs nimic, ARF a cheltuit banii, în jur de 6 miliarde de lei în 3 ani. Sindicatele din CFR cer desființarea instituției. În 2017, reporterii Antena 3 au stat de vorbă cu fostul șef al ARF, Marian Păun, care în fața camerelor de televiziune n-a putut să explice cu ce se ocupă. Autoritatea a întocmit documentația pentru achiziționarea unui serviciu de consultanță pentru a identifica și am încercat să obținem un punct de vedere și de la actualul director CFR, Dan Costescu, cel care a fost și ministru al transporturilor în trecut și a supervizat activitatea ARF. Însă nu a răspuns solicitărilor reporterilor Antena 3. Am încercat să obținem o reacție de la ei și nu pot să comunice cu presa, spunând exclusiv, de exemplu, pentru Antena 3. Că... Foarte greșit. Dacă au spus așa ceva, este grav. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră. N-au voie să spună așa ceva. Ei trebuie să comunice cu toată lumea și să spună ce au făcut.